între voi, atunci vor ști că, într-adevăr, eu sunt Hristos, care trebuie să vină în lume. Oameni cinstite, ai așa o relație cu Dumnezeu atât de puternică, încât te rogi pentru un frate care stă în cumpără dacă să mai rămână la picioare Domnului sau nu, dacă să mai rămână membrul bisericii sau nu, să jefește ore înaintea Domnului rugăciune pentru el de mijlocire, ca și cum de viața lui, de mântuirea lui ar depinde mântuirea ta. Pentru copilul tău faci lucrul ăsta. Sau bă, tu și pentru copilul tău ai obosit. Pentru păstori faci lucrul ăsta. Sau îi predici. Că o cam obosit predicând, nu mai sunt așa bine pregătiți. Că ei sunt de vină că biserica nu crește. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Există posibilitatea să cazi. Să nu știi unde ai căzut. Păstea un frate pastor că la o masă de părtășie s-a tăiat la deget, n-a observat, curgea sângele și o să i-a tras atenție. Petru unde a căzut? Când s-a lepădat de trei ori. Unde a căzut Petru? Unde căzuse el? Acolo când a cântat cocoșul? Sau în grădina Ghețeman? Când Domnul Iisus Hristos i-a zis, Petru, Petru, ceas, ai fost în stare să veghezi. Acolo a căzut Petru. Când a adormit, în loc să vegheze în rugăciune cum îl rugase Domnul său. Acolo a căzut Petru. Și când s-a lepădat de Domnul și Domnul cu o privire de iubire l-a tras la el, n-a fost o privire de mustrare, ochii aceia iubitori i-a străpuns inima și acolo a mers. În grădina Ghețeman a mers și a plâns la mar. Acolo unde căzuse. Mesajul lui Dumnezeu este să mă întorc acolo de unde am căzut. Să cer Duhului Sfânt să mă cerceteze. Să-mi arate unde am căzut. Unde a fost momentul în care s-a luat pregătura? Unde a părăsit eu dragostea din tâi? Când a fost acel moment? Și spune, întoarce-te la faptele tale din tâi. Faptele ca rod al dragostei. Nu mai dragoste, nimic. Fă faptele pe care le făceai când aveai dragoste. Înainte să le părățești. Să vezi cum va veni iar iubirea. Să vezi cum se reînviola flacăra dragostei. Vezi cum noi vei avea bucuria relației cu Duhul Sfânt. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui. Dacă nu te sunt oameni căruia li s-a luat veșnicul
și nu mai luminează. Sunt într-o totală stare depresivă. Și deși în biserică, ce faci rău, frate? Mă duc cu satana. Pe cum să te lupți cu satana, Doamne, că n-ai nicio șansă. Trebuie altcineva să lupte în locul tău. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Și ca o analogie, cine sunt nicolaiții în biserică? Sunt cei care nu vor să iasă din biserică, dar nici nu le place că sunt prea multe reguli în biserică și încearcă să mai mute un pic hotarul. Să mai introducem și un pic de muzică rock în biserică. Sabatul nu trebuie păzit cam chiar așa cum scrie. Ellen White a trăit acum 100 de ani. Și Biblia este, chiar totul se aplică acum în secolul 21. Știu că urăști aceste fapte. Dar atenție ce zice. Urăști faptele nicolaiților, nu pe nicolaiții. Și Domnul zice, și eu le urăsc. Ce anume? Faptele lor. Dar pe ei îi iubesc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în Raiul lui Dumnezeu. Suntem invitați să biruim alături de Domnul. Biruința în relația cu El. În relația cu dragoste. Aici vedem un model de mustrare de atenționare. Noi cum suntem obișnuiți să mustrăm pe cineva? Vrându-i să-i facem bine, din dragoste chiar. Cum îl mustrăm? Păi îi spunem exact ce a făcut rău. Nu amintim deloc de faptele bune, de ce, cam, cumva să nu ia aminte la ce am eu împotriva lui, nu? Cum face Domnul Iisus Hristos? Spune meritele? După ce înșelă meritele, începe să te laudă, te laudă, te laudă. După aceea ce spune? Dar ce am împotriva ta? Și spune ce are împotriva ta. Și după aceea iartă. Și mai poți să rămâi indiferent? La o asemenea mustrare plină de iubire. Să învățăm atunci când ne permitem să mustrăm pe cineva, să nu o facem fără să fi stăruit în rugăciune pentru acea persoană. Și mai întâi, să-i apreciem și să arătăm că le apreciem calitățile. Și mai e satana le spun la unii din biserică, care se cred mari credincioși și sunt sinceri, să nu lauzi că se mântrește și mai intră în cer dacă lauzi. Și cine să laude? Lumea. Modelul Domnului Iisus Hristos e de cel de apreciat. Așa că dacă face de cineva și de lucrarea pe care face, nu cutrașează și apreciază. Dacă are relație cu Dumnezeu, în niciun caz nu se va îngânfa. Pentru că mândrie este în inima celui și în mintea celui care spune mă descurc fără Dumnezeu. Nu în atitudinea unui om care se arată foarte umil, dar în inima lui să fie foarte mult. Și mai există mândria în umilință. Cine este mai umil ca mine? Și lauda cu propriile fapte bune. Cum era fariseul? L-a contrazit Domnul Iisus Hristos pe fariseul din templu? Că nu era el drept? Că nu dădea el zecime din ismă și de chime? Nu l-a contrazis.
El era foarte mândru înaintea Domnului. Că nu este ca vame și vacea. Să nu judecăm pe nimeni. Să ne întoarcem acolo unde am căzut. Amin.